Ciucă este acolo în calitate de nou președinte PNL. Atenție, sunt liderii coaliției, dacă vă întrebați ce caută și ceilalți sau ce caută el acolo, noi știindu-l până ieri ca fiind doar premierul Guvernului României. Acum sunt toți trei liderii coaliției. Bună seara! Scuzați-ne pentru întârziere. Am venit în fața dumneavoastră împreună pentru a vă prezenta planul coaliției de sprijin pentru România. Am făcut acest plan pentru români și pentru firmele românești. Avem nevoie de un plan de acțiune complet pentru a le oferi ajutor cetățenilor și pentru a pune din nou România în mișcare. Românii au rezistat în ultimii 2 ani în fața pandemiei, care a fost urmată de o criză energetică fără precedent. Peste toate acestea a venit și acest război irațional din Ucraina. Cu toate acestea, românii au făcut mereu față provocării. Acum trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real, speranță și oportunități cetățenilor noștri. Din punctul nostru de vedere, jumătățile de măsură pur și simplu nu sunt suficiente. Partidul Social Democrat pe care reprezint astăzi a intrat la guvernare pentru a veni cu soluții pentru oameni și economie. Nu mai avem timp de politică sterilă, ci să oferim răspunsuri la problemele române. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil în care ne aflăm și mă bucur că am lucrat împreună la acest plan cu primul ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, și cu președintele Kelemen Kuna. Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsură în parte, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar și Parlamentul, pentru ca acest plan să fie adoptat și implementat cât mai repede. Pur și simplu, a venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm. Planul Sprijin pentru România are o valoare de 17,3 miliarde de lei. Este o sumă dublă față de banii alocați pentru sprijinirea populației în timpul pandemiei. Și foarte important, acest plan nu afectează alocările bugetare pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei. O mare parte dintre aceste măsuri vor avea drept sursă de finanțare fondurile europene. Acest plan se concentrează pe combaterea creșterii prețurilor, pe susținerea fermierilor români și pe creșterea capacității de procesare în industria alimentară. Valoarea adăugată trebuie să rămână în sfârșit în România. Locurile de muncă trebuie să fie aici, în România. De asemenea, susținerea firmelor românești a fost prioritară. Practic, prin acest plan de sprijin pentru România, mai mult de jumătate din populația României va beneficia de o formă de protecție în fața scumpirilor. Astfel, venim în sprijinul pensionarilor, familiilor cu venituri mici, prin alocarea unui miliard de euro sub formă de vouchere pentru alimente de bază și vouchere pentru elevi. Valoarea voucherelor pentru alimente va fi de 50 de euro acordate la fiecare 2 luni celor mai vulnerabile dintre categorii și sunt ferm convins că domnul prim-ministru o să detalieze exact toate categoriile. Voucherele pentru elevi în valoare de 30 de euro lunar vor fi acordate în perioada școlară pentru rechizite, haine și alimente. În al doilea rând, vom veni în sprijinul salariaților din mediul privat prin majorarea de 50% a valorii etichetelor de masă și totuși o altă măsură care vine în sprijinul salariaților, atât a celor din mediul privat cât și public, se referă la 0 taxe pentru creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei. Cu alte cuvinte, banii vor merge în buzunarul angajatului, fără ca angajatorul să plătească vreun ban la stat. Pentru bolnavii din spitale, planul nostru vizează creșterea cu 100% a cotei de hrană. Am lăsat la final una dintre cele mai importante categorii vizate și în planul nostru de măsuri, agricultura românească. În conjunctura actuală,
România are o șansă imensă, iar statul român are responsabilitatea de a acționa astfel încât această șansă să nu fie irosită. Statul trebuie să intervină pentru a sprijini acum agricultura românească și fermierii români. Astfel, vrem ca salariul minim în agricultură să fie majorat la 3.000 de lei. În construcții am văzut cu toții că această măsură a funcționat. Acum este momentul ca ea să fie introdusă și în agricultură. Și cel mai important, trebuie să creștem capacitatea de producție și de procesare a produselor agricole aici în România. România trebuie să înceteze politica de până acum de exportator net al producției agricole. Iar un prim pas este acordarea unei prime de 10% pentru fermieri pentru procesarea produselor agricole în România. În profila greutăților care ne confruntăm, sunt optimist cu privire la viitorul nostru. Avem în față oportunități imense. Putem deveni rezervorul de alimente al Europei. Putem deveni principalul port la Marea Neagră. Putem deveni o destinație pentru investițiile străine care fug din calea războiului. Și putem deveni un lider regional în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. Pachetul Sprijin pentru România va face față acestei provocări. Nu există în acest moment nicio altă alternativă. Domnule prim-ministru, eu vă mulțumesc, mulțumesc și ministrilor și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că îmi pare bine că am luat decizia împreună cu colegii mei să creăm această coaliție. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumim. Bună seara, doamnelor și domnilor, așa cum a subliniat și domnul președinte Ciolacu, contextul economic, contextul politic s-a schimbat și este în schimbare. După 2 ani de pandemie, avem acest război irresponsabil al președintelui Putin împotriva Ucrainei și lucrurile se schimbă în fiecare zi. Suntem conștienți și vedem cu toții că niciun domeniu economic, niciun domeniu social nu rămâne neafectat. În astfel de situații avem nevoie de un stat puternic, un stat puternic în sensul de a interveni acolo unde este nevoie. Și este nevoie fiindcă trăim într-o criză economică, o criză economică care se va adânci în lunile care urmează. Vedem cum crește inflația în zona euro, în țările baltice, în Germania, în Franța, în Italia și acest lucru va afecta toate economiile europene. Bineînțeles că în astfel de situație statul are obligația de a ajuta în primul rând pe toți cetățenii, pe de o parte, pe de altă parte trebuie să intervină și în economie. Și acest lucru nu înseamnă că statul lucrează împotriva principiilor liberale din economia de piață, dar acolo unde este nevoie, statul este obligat și guvernul să intervină. De aceea, aceste măsuri care au fost pregătite au fost extrem de bine chibzuite. Sunt echilibrate, sunt pe termen mediu și sunt pe termen lung și sunt măsuri imediate. Astfel putem susține economia, putem susține bugetul și veniturile bugetare ca să avem posibilitatea de a ajuta acele categorii sociale care au nevoie de intervenția statului. Astfel, sigur, sunt convins că și bugetul nostru poate fi ținut într-un echilibru. Investițiile publice trebuie protejate, de aceea în această lună, în aprilie, vom veni cu ajustarea prețurilor pentru a susține investițiile publice. Investițiile publice înseamnă o parte importantă din economia națională și fără aceste investiții publice, sigur că am fi într-o dificultate. Șantierele trebuie ținute deschise și trebuie pornite noi investiții în infrastructură, în infrastructură mare și nu numai. De aceea această ajustare va atinge toate segmentele mai puțin
obțin profitul, inclusiv Manopera. Anul trecut am mai avut o ajustare, am încercat să ținem pasul cu inflația, dar această intervenție va fi mai importantă. Prioritizările se duc către sectorul energetic, sectorul alimentar, prelucrarea produselor agricole, fiindcă pe termen mediu România trebuie să fie un stat independent din punct de vedere alimentar și din punct de vedere energetic cât se poate și sigur sunt convins că în mare măsură se poate realiza acest lucru. Sigur, într-o astfel de situație, când lumea se schimbă în jurul nostru, când provocările economice, sociale, politice și geostrategice sunt uriașe, este important să există stabilitate politică și această coaliție cu Partidul Social Democrat, cu Partidul Național Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România și susținută această coaliție de grupul minorităților naționale înseamnă o stabilitate politică pentru România și trebuie să menținem cu mare responsabilitate această coaliție și trebuie să găsim acele metode de lucru și acele decizii prin care răspunsurile noastre vor fi exact conform așteptărilor din societate. Și eu sunt optimist după discuțiile de azi și după discuțiile din lunile care sunt în urma noastră și sunt convins că vom reuși să aducem în societate, să readucem, să întărim speranța. În politică, fără speranță, e greu să construiești ceva și cei care sunt la guvernare sunt obligați să construiască. Mulțumesc pentru atenție. Domnule prim-ministru, bună seara. Poate să vină echipa guvernamentală? Pot să vină și membrii cabinetului. Și imaginea de coaliție este una de plină dacă rămâneți aici. Vă rugăm. Categorii. Bună seara. Sprijin pentru România reprezintă un pachet de soluții pentru cetățeni și pentru economie. Programul de guvernare în baza căruia am fost investiți de Parlamentul României are în centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare prin Guvernul României are datoria să vină cu soluții la problemele oamenilor și ale mediului economic, mai ales într-o perioadă atât de dificilă cum este cea pe care o traversăm. Pachetul are o valoare de 17,3 miliarde de lei. Aproximativ 52% din această valoare este asigurată din fonduri europene și, evident, 48% din fonduri de la bugetul de stat. Are trei obiective principale: susținerea economiei pentru o creștere economică sănătoasă, realizarea coeziunii sociale și, desigur, solidaritate între generații. Consultările permanente cu mediul de afaceri în cele 4 luni de guvernare ne-au semnalat în timp real problemele economice. Astfel, beneficiarii măsurilor sunt IMM-urile, mari investitori, transportatorii și distribuitorii, investițiile publice în derulare, în general, economia României. 300 de milioane de euro vor fi alocați pentru a sprijini IMM-urile care se confruntă cu dificultăți din cauza efectelor generate de contextul regional. Va fi acordat un ajutor de până la 400 de mii de euro per firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de peste 15% la utilități. Programul intră în vigoare de la data de 1 iunie. Investițiile reprezintă motorul creșterii economice. Avem în vedere un buget de 200 de milioane de euro pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Vorbim de acordarea unui ajutor de stat
pentru încurajarea investițiilor în valoare de peste 1 milion de euro, cu efect important de dezvoltare regionale cu perspective de continuare. Programul intră în vigoare de la 1 mai. Pentru susținerea transportatorilor și distribuitorilor avem în vedere o schemă de sprijin dedicată. 300 de milioane de lei vor fi direcționate firmelor de transport rutier de mărfuri, de persoane și pentru companiile de distribuție. Pentru companiile de transport și distribuție afectate de creșterea prețurilor la combustibil, punem în aplicare un mecanism de sprijin prin care vom acorda o subvenție de 0,50 lei per litru de carburant. Beneficiarii vor fi aproximativ 4.000 de firme. Ajustarea contractelor de investiții publice în derulare, finanțate din fonduri naționale și europene, o măsură ce are în vedere creșterea prețurilor la materiale, manoperă, transport și utilaje. Astfel, pentru susținerea investițiilor publice sunt alocate 5,2 miliarde lei în acest an pentru continuarea și finalizarea contractelor în derulare. Scuzați-mă. Se aprobă astfel săptămâna aceasta o ordonanță de urgență pentru fondurile care vor fi alocate de la bugetul de stat și în 2 săptămâni un alt act normativ, o altă ordonanță de urgență pentru reglementarea alocării fondurilor de la Uniunea Europeană. Două măsuri importante pentru protejarea locurilor de muncă. Angajații în șomaș tehnic vor beneficia de 75% din salariu până la sfârșitul anului, de la 1 mai. Valoarea programului este de 450 de milioane lei, vine prin programul SURE din fonduri europene. Continuarea programului Kurzarbeit de la 1 mai anul curent. Sprijin pentru agricultura României. Măsurile de susținere a agriculturii, domeniu strategic pentru țara noastră, reprezintă un rol esențial pentru guvern și coaliția de guvernare. Vor beneficia de aceste măsuri fermierii, IMM-urile din sectorul agricol și industria agroalimentară. Astfel, alocăm 200 de milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România. Fermierii care procesează produse agricole în țară vor beneficia de o primă de 10% din valoarea produselor procesate începând cu data de 1 iunie. 300 de milioane de euro grant capital de lucru pentru fermierii români, termen 30 iunie, data la care trebuie să fie încheiate contractele de finanțare. Salariu minim în agricultură și industrie alimentară, 3.000 de lei brut, similar celui din sectorul construcțiilor, va fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament. Capitalizăm cu 100 de milioane de euro Casa de Comerț Unirea, integrator de programe naționale în agricultură, de la data de 1 august, fonduri de la bugetul de stat. În domeniul social, sprijin pentru cetățenii României urmărește protejarea acestora de creșterea prețurilor. Aceste vremuri dificile impun, așa cum spuneam, solidaritate și sprijin acordat mai ales oamenilor care au nevoie de susținere. Astfel, pachetul oferă următoarele soluții. 1 miliard de euro, 50% fonduri europene, 50% fonduri de la bugetul de stat, care
va consta în vouchere pentru alimente de bază în valoare de 50 de euro la fiecare două luni pentru familii cu cel puțin 2 copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 de lei pe lună, pensionari cu venit mai mic de 1500 de lei pe lună, persoanele cu venit minim garantat, persoanele cu dizabilități. Pachetul intră în vigoare începând cu data de 1 iunie. Vouchere pentru elevii care primesc burse sociale, 30 de euro pentru fiecare lună în care sunt organizate cursuri școlare pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine. Valoarea totală a pachetului 33 de milioane de euro. De toate aceste măsuri vor beneficia aproximativ 4,7 milioane de români. 200 de lei în plus la salariu minim, creștere voluntară, iar pentru acești 200 de lei nu vor fi percepute taxe. Valoarea tichetelor de masă crește cu 50% de la 20,17 lei la 30 de lei. De asemenea, dublăm norma de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați de la 11 lei pe zi la 22 de lei pe zi. Peste 3 milioane de persoane vor beneficia de această măsură. Valoarea totală, aproximativ 270 de milioane de lei. Pentru protecția copilului, vom majora drepturile acordate copiilor din sistemul de protecție specială, inclusiv a celor cu dizabilități care se află în acest sistem, precum și mamelor din centrele maternale. Vor beneficia aproximativ 47.000 de copii. Valoarea totală a pachetului de sprijin este de aproximativ 86 de milioane de lei. Alocația zilnică de hrană crește de la 12 lei cât este acum la 16 lei pe zi, respectiv de la 16,6 la 22 de lei pe zi, funcție de vârsta copilului. Sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei. Cresc cu 58% sumele acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite. Alocația lunară de plasament de la 630 de lei la 900 de lei, iar în cazul copiilor cu dizabilități de la 945 de lei la 1350 de lei lunar. Sprijin pentru familiile României. Ne asumăm implementarea unei politici publice de creștere a natalității, sprijinind cuplurile care nu pot avea copii. Extindem astfel numărul persoanelor care pot aplica pentru un astfel de program de la 300 la 5.000 în anul 2022. Valoarea totală a programului este de aproximativ 100 de milioane de lei. Sprijin pentru tineri, valoarea totală este de aproximativ 500 de milioane de lei pentru întreg programul. Anul 2022 este anul tineretului în Uniunea Europeană și în România și avem în vedere următoarele. Programul pentru tinere familii, credit în valoare de maxim 75.000 de lei, garantat în proporție de 80% de către stat pentru plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, after school, plata chiriei, avans din achiziția unei locuințe. Programul Național Student Invest, credit în valoare de maxim 50.000 de lei, în proporție de 80%, garantat de către stat pentru taxe de studii, publicarea unor cărți sau a studiilor de specialitate,
plata locurilor de cazare în căminele studențești. Măsurile incluse în pachetul Sprijin pentru România, promovat de Coaliția de Guvernare, încă o dată răspund problemelor cu care se confruntă românii și economia României. Prezența mea aici, în dublă calitate de președinte al Partidului Național Liberal și prim-ministru, reprezintă o garanție completă a îndeplinirii întregului pachet de măsuri. Vă mulțumesc! Bună seara, domnule premier! Din pachetul prezentat de dumneavoastră și de liderii coaliției în această seară lipsește o măsură despre care s-a discutat intens, anume amânarea plății ratelor pentru o perioadă de 12 luni. Dacă ne puteți spune de ce nu se regăsește? Este o măsură pe care am discutat-o împreună cu ministrul de finanțe. În acest moment, datele pe care am reușit să le analizăm ne-a dus către această decizie la nivelul coaliției să continuăm să analizăm, să vedem cât de benefică este pentru populație și pentru mediul de afaceri. Deci în acest moment este o amânare a deciziei? Este o amânare a deciziei. Și ne puteți spune care sunt motivele concrete care au dus la această decizie de amânare? Pentru că știm că era o măsură așteptată de către românii care efectiv nu-și mai permit să-și plătească ratele. O să-l rog pe domnul ministru de finanțe să vină.